Prietenii Cărții SRL, București, 1991. Neamuri numeroase vor trece pe lângă această cetate și își vor spune unul celuilalt: pentru ce s-a purtat astfel cel veșnic cu această mare cetate? Și se va răspunde: pentru că au părăsit alianța cu cel veșnic, Dumnezeul lor. Din Ieremia 22:8-9. Și când a fost Iisus aproape și a văzut cetatea, a plâns de mila ei și a rostit: dacă ai fi cunoscut și tu în această zi a ta cele ce sunt spre pacea ta, dar acum ascunse sunt de ochii tăi, căci veni vor zile peste tine când dușmanii tăi vor trage șanț în jurul tău și te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile și te vor face una cu pământul și pe fiii tăi în tine și nu vor lăsa întru tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Lumina purpurie a înserării încingea coasta siriană. Un bărbat urma cu pas grăbit și cadențat drumul pietruit care ducea spre sud, spre impunătoarea cetate a Cezareei, capitala Iudeii romane. Carul său de călătorie Reda îl urma la o oarecare distanță, înhămat cu doi cai și supravegheat de către doi sclavi. Era din bronz sculptat, acoperit cu un fel de coviltir din piele cu perdele de mătase și încărca cu toate bagajele trebuincioase unei lungi călătorii. Bărbatul acesta părea să aibă cam 25 de ani, de o înălțime peste mijlocie, totodată voinic și mlădios, părul negru des și ondulat, încadra un obraz ale cărui trăsături pure și regulate păreau sculptate în marmură. Expresia energică și mândră a ochilor săi cenușii întunecați dezvăluia o vie inteligență în stare să săvârșească lucruri mari. Un vechi roman s-ar fi spus văzându-l îmbrăcat încă cu toga maestoasă, în genere înlocuită în acest prim veac al elei creștine, prin tunica greacă. În afară de asta, inelul pe care îl purta pe deget era nu de aur, ci de fier, după un vechi obicei. Mergând, aruncă o privire asupra unei pietre militare care arăta la ce distanță se afla Roma, 1500 de mile. Și puterea romană se întindea și mai departe încă, la sute de mile de acolo, în acel al 12-lea an al împăratului Nero. Zâmbetul grav care lumina chipul tânărului exprima îndeajuns natura sentimentelor sale. Mândria pentru acest imperiu temea de străbunii săi și hotărârea de a-l menține cu orice preț, chiar și cu acel al tinereții și vieții sale. Roma număra într-adevăr puțin patrioți mai înflăcărați decât tânărul Crispus Cestius Gallus. Evidențiat prin valoarea sa, prin noblețea persoanei și a originii sale, el ocupa o situație privilegiată, aceea de secretar al tatălui său, Cestius cel Bătrân, legat imperial al Siriei. Titlu foarte râvnit în epoca aceea, atât din pricina frumoaselor câștiguri, cât și din pricina puterii mari care erau legate de acest titlu. Înserarea era desfătătoare, o boare ușoară și mângâietoare adia dinspre mare, ale cărei valuri scânteietoare veneau să moară fără zgomot pe nisipul auriu al plajei. La o distanță cam de o milă spre răsărit, se înălțau colinele Samariei, cu unghiere misterioase și întunecate în semiobscuritatea murgului. Crestele lor rotunjite se desprindeau deslușit pe cerul violet. Când Crispus ridică ochii, văzu apropiindu-se un om singuratic, înălțat cu coturni și îmbrăcat cu o tunică cu mâneci bogat brodate. Mergea cu pași domol, cu ochii plecați, cu un aer gânditor, și-ar fi trecut fără să-l zărească măcar pe Crispus, dacă glasul vesel și răsunător al acestuia nu l-ar fi smuls din toropeala sa. Hei, Titus, așa treci tu nepăsător pe pământ străin pe lângă cel mai bun prieten al tău? Singuraticul treseri înălță capul și recunoscându-l înainte repede cu mâna întinsă. Pe toți zeii, e Crispus, exclamă el cu o sinceră bucurie. Cine s-ar fi gândit când am ieșit astă seară că te voi întâlni aici la 100 de mile de moșiile tale? Într-adevăr, fortuna mi-e prielnică. Unde te duci? La Cezarea? Atunci mă înapoiesc cu tine. Titus Flavius, căruia se cuvenea să poarte purpura imperială, era cu un an mai în vârstă decât Crispus. Privirea vie, nasul acvilin, totul în înfățișarea sa trăda soldatul, în ciuda îmbrăcămintei sale elegante și îngrijite.
Tenul său înviorat dovedea predilecție pentru mâncarea și traiul bun. Ce cauți pe pământul iudeilor?" îl întrebă Crispus. Bucură-te că mă întâlnești aici, deoarece acesta este o dovadă că am redobândit bunăvoința lui Nero. Nu știam că o pierduseși. Cum n-ai auzit spunându-se că în timp ce Nero, ca un adevărat bufon ce este, cânta în Corint pe scena teatrului, tatăl meu, Vespasian, insensibil la farmecele acestui glas divin, săvârși greșeala de neierta de a căsca, de a adormi, ba chiar de a sfărui zgomotos. Rezultatul acestui sacrilegiu fu nu numai că Pater Nocens, ci și Filius Innocens fură alungați imediat de lângă prezența Augustei sale maestăți. Ce mă mire este că mai aveți încă, atât unul cât și celălalt, capul pe umeri. Și pe mine mă miră. Dar folosi timpul lui exilului după cum îți închipui și tu. Departe de a mă lăsa pradă descurajării aduse în fiecare zi sacrificii, cu o stăruință neobosită glasului divin al lui Nero, având grijă, bineînțeles, ca el să fie informat cum se cuvine, încât până la urmă mă rechemă lângă el la curte și pentru a-mi răsplăti pietatea, mă trimise în misiune la Cezarea. În misiune și ce fel anume? Îți este desigur și ție cunoscut că această încântătoare cetate a Cezarei, populată de iudei și de greci care se ceartă pentru supremație, este prada unor necurmate tulburări. Dacă procuratorul Flavius afișează un edict adresat grecilor și iudeilor din Cezarea, mulțimea iudee îl rupe pe dată. Dacă, dimpotrivă, edictul este adresat iudeilor și grecilor, e făcut numai decât bucățele de către greci. Marele preot al lui Jupiter vrea în ocaziile solemne să stea la dreapta a procuratorului. Marele preot al iudeilor, la rândul său, când vine la Cezarea, pretinde aceeași cinste. Această rivalitate provoacă mereu răscoale sângeroase. În sfârșit, Nero, căruia i s-au adresat amândouă părțile, s-a pronunțat într-un decret care l-a trimis din Grecia prin mine. Și în favoarea cui s-a hotărât Nero? Nu știu. Decretul închis într-un plic sigilat adresat lui Florus n-a fost încă adus la cunoștința publică. În ce mă privește pe mine, în loc să mă grăbesc să mă înapoiez la Nero pentru a-i dovedi zelul meu, întârzi ca un nesăbuit în împrejurimile Cezareei. Nu-i nevoie să te mai întreb dacă este o femeie la mijloc, spuse Crispus zâmbind. Altfel, cu mintele Titus, n-ar fi îmbrăcat cu atâta grijă asemenea unui prinț oriental. Ce-ar spune tatăl tău, acest sever republican, dacă și-ar vedea fiul astfel parfumat? O femeie, spui tu? Numai curând o zeiță, nu s-a mai văzut chip mai fermecător de când a fost răpită Elena și dusă la Troia. M-aș căsători cu ea mâine dacă ar voi, ba mai mult, încă, dacă ar fi a mea, aș renega religia străbunilor mei și aș slăvi pe Dumnezeul iudeilor. Probabil că într-adevăr ești tare îndrăgostit. Așadar, frumoasa aceasta este iudee? Da, și pe o treaptă mult deasupra mea, sărman plebeu ce sunt, făcut Titus cu un oftat adânc. Tu vorbești astfel, tu, închestor, tribunul unei legiuni, trimisul imperialului Cezar și fiul unui fost veterinar, nu uita. N-ai fost crescut în palatul imperial împreună cu Britannicus, beneficiind de același lux, de aceiași profesori și bând aproape din aceeași cupă fatală, adăugă Titus cu un aer întunecat. Zeii îți destinau o soartă mai nobilă, dar frumoasă aceea, cine este? O prințesă trufașă, mândră, disprețuitoare. Este Berenice, fiica acelui Agripa, care acum vreo 20 de ani era regele Palestinei. I-a lăsat o avere atât de imensă încât i se spunea Berenice Aurita. O cunoști? Adăugă Titus, surprinzând pe chipul lui Crispus o expresie neașteptată. Am văzut-o. Știi așadar cât e de frumoasă? Da, fără îndoială, răspunse Crispus, însă cu un ton rezervat, arătând că nu împărtășea entuziasmul prietenului său. Ah, vorbești cu răceală. Văd că nu te voi avea niciodată drept rival. E adevărat, Titus. Când va fi să mă căsătoresc, când voi alege o tânără fată nevinovată și curată. Berenice asta n-a avut deja un bărbat? A fost măritată de foarte tânără cu Polemo, regele Pontului, și acesta a trimis-o înapoi după 2 ani. Polemo? Exclamă Crispus pe un ton surprins. Polemo? Dar este un prieten al tatălui meu. Și pentru ce a trimis-o înapoi? Nu știu, era bătrân și ursuz.
Ea era tânără și veselă. Presupun că aceasta este o motivație serioasă. Despărțirea nu pare să le fi lăsat amintiri neplăcute în orice caz, spuse Crispus. La un banchet dat de tatăl meu în onoarea tuturor regilor din răsărit, îmi amintesc că i-am văzut pe regele Polemo și pe prințesa Berenice, șezând unul lângă celălalt și vorbind prietenește. Se uitau atât de des înspre mine, încât nu m-am putut împiedica a presupune că eram subiectul conversației lor. S-au născut copii din căsătoria lor? O fată numai care, se spune, a murit puțin după naștere. Și ai vrea să te căsătorești cu această prințesă irodiană. Desigur că pentru a adresa lui Venus dorințele tale vii ca și suspinele tale, te plimbi la ora aceasta pe plaja pustie, spuse Crispus arătând cu degetul planeta dragostei care strălucea deasupra capului lor. Veneam cu nădejdea să o întâlnesc și să schimb cu ea câteva cuvinte la înapoierea ei la Cezarea. Carul ei a fost văzut, pare se, părăsind cetatea acum o oră, mergând în direcția aceasta. Vei face bine atunci să nu mai aștept și să te înapoiezi cu mine, căci îți pot afirma că n-am întâlnit niciun car pe acest drum. S-o fi întors pentru a se duce în interiorul regiunii, spuse Titus oprindu-se o clipă și privind spre stânga ca și cum s-ar fi pregătit să treacă peste coline în căutarea frumoasei prințese. Se răzgândi însă și cu un oftat îl urmă pe Crispus în direcția Cezareei. Acesta, mergând, îl întreba despre tot ce vedea și întrebările sale dovedeau că piciorul său călca pentru prima oară pământul Palestinei. Cum se numește casa aceea de acolo? Întrebă el, arătând cu degetul o clădire cocoțată pe creasta unei stânci care domina marea. Mi s-a spus că este Bet Tamar, ceea ce înseamnă casa palmierilor, făcu Crispus. Apoi, văzând privirea surprinsă pe care i-o aruncă Titus, adăugă zâmbind, cunosc puțin limba acestor barbari datorită unui prinț iudeu sclav favorit al tatălui meu. A, cât de mult aș dori să pot spune și eu același lucru, exclamă Titus. Poate că dacă aș vorbi ebraica, Berenice ar fi dispusă să mă privească cu un ochi mai binevoitor, dar din păcate... Fu întrerupt de un glas puternic venit de sus, care le striga cu un ton poruncitor. Stai! Instinctiv, cei doi prieteni se opriră și ridicară capul. Întocmai deasupra lor, cățărat pe o ieșitură a stâncii, zăriră un bărbat îmbrăcat cu un caftan larg fluturător, a cărui talie înaltă se desprindea de slușit pe cerul înstelat. Cine ești tu pentru a îndrăzni să poruncești astfel unor romani să se oprească? Întrebă Titus. Slujitorul unui rege, fu răspunsul dat în limba latină, dar cu un accent străin. Și cine este stăpânul tău? Polemo, regele Pontului. La numele acestui om despre care tocmai vorbiseră Titus și Crispus, își aruncară o privire mirată. Sunt însărcinat, continuă străinul cu un mesaj pentru un anume Crispus Gallus Cestius. Este numele meu, spuse Crispus, și ce vrea regele de la mine? Regescul meu stăpân te roagă să binevoiești să te oprești o oră la el înainte de a-ți urma călătoria până la Cezarea. Unde se află regele? În incinta vilei sale Bet Tamar. Și dacă îmi văd de drum fără asculta de dorința regelui, ești liber, dar vei lăsa să-ți scape o înaltă chemare. Grăbește-te atunci și du-te de spune stăpânului tău, regele, că vine Crispus împreună cu prietenul său Titus Flavius. Omul dispărut tot atât de neașteptat, precum se arătase. Crispus, după ce poruncise celor doi sclavi să-i aștepte până se întorc, părăsi împreună cu prietenul său drumul mare care mărginea țărmul mării și începu să urce colina povârnită, în vârful căreia se înălța Bet Tamar. Titus era oarecum neliniștit, văzându-și prietenul aventurându-se astfel pe simplul cuvânt al unui necunoscut. Însă Crispus se grăbi să-l liniștească. N-avem să ne temem de nimic, explică el, deoarece așa zisul servitor nu era altcineva decât însuși Polemo. Regele, exclamă Titus foarte surprins, în persoană. Putem așadar intra fără grijă la Bet Tamar, cu atât mai mult cu cât această întrevedere nu mă ia chiar așa prin surprindere. La plecarea mea din Antiochia, tatăl meu mi-a spus... Poate că îl vei întâlni pe regele Polemo în timpul călătoriei tale la Cezarea. Are o propunere să-ți facă. Te las liber să o primești sau să o refuzi.
Totuși, dacă am vreun sfat să-ți dau, este să faci ceea ce îți va cere el, oricât ți s-ar părea de ciudat. Aceste cuvinte treziră în cel mai înalt grad curiozitatea lui Titus și deveni aproape tot atât de nerăbdător ca și prietenul său să afle ce putea fi această propunere a regelui Pontului. Odată ajunși pe platforma care se întindea pe culmea stâncoasă, cei doi romani se pomeniră în fața unei clădiri dreptunghiulare, masivă și vastă, zidită ca aproape toate edificiile din acea regiune, din blocuri enorme de piatră calcaroase ce îi dădeau o aparență întunecată și posomorâtă. Sub intrarea în formă de arcadă stătea un sclav care, după o adâncă plecăciune, îi rugă să-l urmeze. Traversară un gang de piatră boltit și ajunseră curând într-o curte descoperită în care dădeau niște încăperi cu ferestrele zăvrelite. Sclavul îi conduse în una din aceste camere, al cărei mobilier era în stil oriental, de jur împrejurul pereților de marmură, scânteind de arabescuri aurite și de lapis lazuli, se întindea un divan împodobit cu perne. În centrul pardoselii de mozaic țâșnea o fântână, a cărei apă reflecta lumina voalată a câtorva lămpi atârnate de tavan. Sclavul dispăruse, aproape numai decât își făcu apariția necunoscutul, care le vorbise din înaltul stâncii. Înfățișarea sa era gravă și maestoasă, trăsăturile sale clasice erau acelea pe care ni le-au păstrat anumite monede cu efigia regelui Polemo. Lepădase costumul grosolan, care îi folosise drept travestii, și era îmbrăcat cu o superbă haină regească de culoare purpurie. În degetul său strălucea un inel de aur împodobit cu o camee pe care era sculptat profilul lui Nero. Dovadă că regele Polemo era unul dintre rarii privilegiați având acces liber pe lângă împărat. Fiți bineveniți la Bet Tamar, spuse el înainte de toate. Apoi, adresându-se lui Crispus, adăugă: știind că te apropiai de Cezarea, mi-am luat libertatea de a-ți întrerupe călătoria. Și în ce scop? Tatăl tău nu ți-a spus-o? Crispus răspunse negativ și Polemo păru surprins. Șovăi și aruncă o privire încurcată spre Titus. Crispus îi ghici gândurile. Titus este fidus Acates, al meu. Regelui să nu-i fie așadar teamă să vorbească liber în prezența sa. Fie pe voia ta, răspunse Polemo după o scurtă pauză, dar trebuie mai întâi ca tu și prietenul tău să-mi jurați că nu veți dezvălui nimănui propunerea pe care ți-o voi face, fie că o primești sau nu, până ce nu vă voi dezlega de jurământ. Caracterul nobilului Polemo este o chezășie îndestulătoare, că nu ne va cere nimic dezonorant sau vătămător intereselor Romei, răspunse Titus. Departe de asta, planul meu tinde dimpotrivă să întărească puterea romană. Liniștiți în această privință, cei doi prieteni prestară jurământul cerut. Știți, spuse atunci Polemo cu un aer mâhnit, eu nu am un fiu care să-mi urmeze la domnie. Sunt, din păcate, ultimul din neamul meu. În aceste împrejurări, divinul Nero a binevoit să-mi acorde cinstea de a-mi alege eu însumi moștenitorul. E de ajuns ca acesta din urmă să fie un cinstit și credincios slujitor al Imperiului. Pe omul acesta l-am găsit. Se opri și îl privi pe Crispus. Inima tânărului început să bată cu putere. Era cu putință oare ca el? Dacă cea din tâi virtutea urmașului meu trebuie să fie credința față de Roma, continuă Polemo, atunci nu pot face mai bine decât să aleg un roman. Și cine ar avea mai mult sorți de a fi admis de senat, dacă nu un membru al acestui ilistru corp? Pentru aceste motive și odată, pentru că faptele tale te-au făcut demn de această cinste, am hotărât încă de acum 3 ani să-ți ofer sceptrul regatului Pontului. Ce părere ai? Crispus rămase mai întâi mut de uimire, apoi recăpătându-și încetul cu încetul prezența de spirit. Se asigură prin numeroase întrebări că propunerea regelui Pontului era serioasă. Dar deși Polemo lăsase să înțeleagă că numai calitățile lui Crispus îl călăuziseră în alegerea sa, acesta presimțea că regele era îndemnat de un motiv ascuns pe care nu-l dezvăluise. Își amintea cuvintele tatălui său. Sub masca-i nepăsătoare, Polemo ascunde un foc care îl mistuie, face impresia unui om care, fiind grav jignit, chipzuiește un plan de răzbunare, o răzbunare căreia i-a închinat întreaga viață. Îi va jărfi dacă trebuie ani de zile pentru a o pregăti, dar când va izbucni în cele din urmă, va fi cu atât mai teribilă.
Și în timp ce își amintea aceste cuvinte, Crispus se întreba dacă propunerea care îi fusese făcută nu intra în planurile de răzbunare ale regelui. Avea să fie oare urcat pe un tron numai în scopul de a face rău unui dușman ambițios și supărător? Nu se simțea dispus să se învoiască la aceasta. Pe de altă parte, nu se putea resemna să scape din mână un prilej atât de minunat. Ce-l priveau la urma urmei motivele ascunse ale lui Polemo, nu era treaba lui. Și când va fi rege, cât bine, câte fapte glorioase va putea săvârși. Ei bine, care ți-e răspunsul? Întrebă Polemo. Nu știu încă, răspunse prevăzătorul Crispus. Darul tău regal nu e însoțit de nicio condiție, una singură. Acela care îl alege pe regele Pontului trebuie să-i aleagă și regina. Cu alte cuvinte, va trebui să primesc femeia aleasă de tine, precum ai spus-o, și dacă refuză atunci nici sceptrul, ai ghicit. Dania regatului meu depinde de căsătoria ta cu persoana aleasă de mine. Merg amândouă împreună. Și ce dată ai fixat pentru ceremonia nupțială? Astă seară, chiar acum. Seara asta, o zei, Augustus. Mireasa este aici, căci, socotindu-te destul de inteligent pentru a nu refuza un tron, am adus-o și numele ei este, să spunem, Athenais. Este numele pe care îl va purta când va fi regina. Cum, nici numele adevărat nu trebuie să îl știu? Care este rangul? Mai mare decât al tău, căci este de sânge regesc. Sper cel puțin că-i plăcută la vedere. Leuxis n-a întruchipat vreodată un trup și niște trăsături mai fermecătoare. Aceste cuvinte ațățară în cel mai înalt grad curiozitatea lui Crispus și el își exprimă de îndată dorința de a o vedea pe eventuala-i logodnică. N-o poți vedea. Va fi ascunsă în văluri în timpul ceremoniei și nici sunetul glasului nu îl vei auzi, căci nu va vorbi. Odată ritualul săvârșit, îți vei relua drumul spre Cezarea. Fără a-mi vedea soția? Bolborosi Crispus buimăcit. N-a mai existat încă o propunere de căsătorie atât de ciudată. Aceasta este totuși voința mea, nu trebuie să știi cu cine te căsătorești. Mireasa este frumoasă de obârșie înaltă și ți-aduce drept zestre un regat. Nu-i oare de ajuns? Când îmi voi putea cunoaște soția? În ziua când vei lua în stăpânire tronul și asta va fi peste 3 ani, după cum ți-am mai spus-o. Cuvântul lui Polemo este sfânt, reluă Crispus, dar cine mă asigură că peste 3 ani... Absit omen, vei mai fi încă pe lumea asta și dacă nu, ce garanție voi avea eu că ți se va executa făgăduiala? Asta, replică regele și scoțând un sul de pergament îl desfășură încetişor. De îndată ce se va săvârși ceremonia nupțială, acest pergament îți va aparține. Crispus parcurse din oixul și se convinse că era într-adevăr un document legal, instituindu-l moștenitor al lui Polemo și suveran al regatului Pontului. Purta jos semnătura regelui și ceea ce îl întărea și mai mult încă, pe aceea lui Nero. Te învoiești? Reluă Polemo. Mă învoiesc. Chipzuiește bine. Amintește-ți că te obligi prin jurământ să rămâi credincios Athenaisei, care la rândul ei va trebui să-ți jure credință. Dacă între timp atrage asupra ta, prin stăruințele tale, atenția unei alte femei, oricine ar fi ea, îți vei pierde drepturile la coroana Pontului. Condițiile tale nu sunt obișnuite, cu toate acestea le primesc. Ești gata pentru ceremonia căsătoriei? Sunt gata. Și făgăduiesc să nu ridici vărul miresei tale, să nu cauți să-i asculți glasul. Vei consimți să pleci imediat după îndeplinirea ceremoniei? Și vă obligați, prietenul tău și cu tine, să nu dezvăluiți ceea ce se va petrece în seara aceasta. Cei doi romani făgăduiră solemn să respecte toate aceste condiții și atunci licărirea de triumf care trecu prin ochii lui Polemo îi confirmă lui Crispus presupunerea sa, că regele se folosea de el ca de un instrument de răzbunare. Dar pentru a doua oară alungă acest gând spunându-și, ce mă privește? De care rituri ne vom folosi pentru căsătorie? Întrebă el. De riturile romane, iar tu vei confirma cuvintele punând acest zelog în degetul miresei. Spunând aceste cuvinte, Polemo întinse tânărului un inel de aur. Era împodobit cu un superb rubin pe care era artistic gravată, o miniatură care păru să-l umple pe Crispus de mirare. Întoarse mașinal inelul între degete și miniatura dispăru în văpaia aruncată de podoabă. Crispus tresări violent,
Aruncând regelui o privire interogativă, însă acesta se mulțumi să-i răspundă printr-un zâmbet misterios. Titus observa această manevră foarte intrigat. Nu spuse nimic, totuși gândindu-se că prietenul său îi va da mai târziu explicațiile necesare. Urmați-mă, spuse atunci Polemo, ridicând o perdea, îi făcu să treacă într-o altă încăpere slab luminată de o singură lampă, al cărei fundal era cufundat în umbră. În acest semi-întuneric așteptau două persoane nemișcate, în întregime ascunse sub niște văluri dese. Una dintre ele, care se ținea ceva mai înapoi, era vădit o slujnică și Crispus nu-i acordă nicio atenție. Privirile îi se îndreptară numai decât asupra celeilalte. Subțirică și mlădioasă, ea purta costumul mireselor romane, tunica recta, lunga rochie albă cu ciucure de purpură și o centură în jurul mijlocului. Flameum, sau vălul, care îi ascundea complet trăsăturile, era de culoare galbenă ca și eleganții pantofiori. Niciun singur fir de păr nu era vizibil și întreaga fieptura era atât de bine ascunsă încât nimeni nu ar fi putut să o recunoască dacă ar fi întâlnit-o din nou în aceeași noapte, altfel îmbrăcată. Stătea în picioare fără a face vreo mișcare, așteptând după bunul plac al regelui. Athenais, spune acesta, iată-l pe soțul tău. Se înclină ușor spre Crispus cu atâta grație încât acesta a fost fermecat. Tonul autoritar al glasului lui Polemo dovedea că avea unele drepturi asupra ei. Și cum pe vremea aceea erau îndrituiți părinții și tutorii să încheie căsătorii fără a ține câtuși de puțin seama de dorințele interesaților, Crispus se întrebă dacă Athenais nu fusese silită să contracteze această unire. Voi să se asigure de acest lucru. Tânără fată, spuse el, sunt dispus să te iau în căsătorie, dar cu condiția ca și tu să consimți în mod liber și nesilit. Pentru aceasta, dacă o faci de bunăvoie și deoarece nu poți vorbi, ai bunătatea să mi-o faci cunoscut înaintând doi pași. Athenais șovăi o clipă, apoi aruncându-i pe suvăl o privire recunoscătoare, făcu doi pași înainte. Cele două părți sunt de acord, precum se cuvine, remarcă Polemo cu un zâmbet, și se aplecă spre tânăra fată pentru a-i murmura la ureche ceva ce Crispus nu pricepu. Se auzi un râs limpede și cristalin care îl încântă. Numai de ar fi chipul la fel de atrăgător ca și râsul, gândi el. Însă râsul acesta, care îi plăcea atât de mult lui Crispus, a avut asupra lui Titus un efect cu totul deosebit. Un spectator atent l-ar fi văzut pălind și tresărind. Pentru o secundă, pe punctul de a vorbi, se stăpâni, totuși rămase mut, întreaga înfățișare exprimând o profundă mâhnire, care nu făcu decât să crească în timpul ceremoniei nupțiale. Crispus era prea absorbit de propriile sale gânduri pentru a lua în seamă agitația prietenului său. La un semn al lui